că 6 de copii de la Buiucani sunt lăsați pe mâna mănăstirii Marea Sandu. Unde te uiți? Aveți grijă de copii că-s viitorii cetățeni. Nu-i lăsați pe mâna bisericii ruse. Mănăstirea nu e instituție pedagogică. 66 de copii trebuie să fie dați la familii sau instituționalizați. Mănăstirea nu este loc de educat copii. Am fost la doamna Svetlana Chifa, șefa Direcției Municipale de Protecția Copiilor și altă asistentă socială, și dânsa au zis că este un document de guvern care a permis transmiterea celor 66 de copii unei mănăstiri. Deci, răspunderea guvernului. Primărie nu poate să depășească ce a decis guvernul. Dacă au decis guvernele de până la Leancă și până la doamna Sandu, ar trebui să repare greșeala asta, ar trebui să se intereseze 66 de cetățeni și de suflete, nu? Că altfel o să ajungă pe mâna bisericii și biserica am văzut ce face din oameni, din minori. Deci trebuie Maia Sandu să intervină acum, chiar dacă predecesorii ei au făcut o greșeală. Maia Sandu, trezește-te, nu dormi! Maia Sandu, vrem să vorbim! Măcar un consilier trimite la noi! Avem ce să-i povestim! Am stat în fața președinției, împotriva deciziei președintelui Timofte de a-i da medalii mitropolitului Vladimir. I-au dat medalii pentru merit, pentru construcție biserici, pentru promovare religiei. În primul rând protestăm ca atei, în al doilea rând protestăm ca cetățeni, pentru că știm cine este mitropolitul Vladimir. Este un căgăbist care se spune patriarhului rus. Și ca cetățeni activi suntem împotriva acestei decizii, mai ales că mitropolitul Vladimir a mai fost decorat în 99 cu Ordinul Republicii. Iar aici protestăm împotriva Ministerului Educației, care a abandonat 66 de copii și i-a lăsat pe mâna unei mănăstiri la Buicani, unde sunt educați în stil bisericesc și nu știm ce educație primesc acolo și nu știm ce cetățeni vor ieși din copiii aceia. Ei trebuie luat sub protecția statului. De fapt, eu știu că tatăl meu decedat a fost învățător o viață întreagă și spunea așa, că când merge în stradă, în sat, preotul și învățătorul, toți câte o pălărie de departe. Cine am învățătorul, cine am învățătorul, și preoții. Trebuie să fie specialiști, să fie profesioniști, nu mai umbli cu amatorismul, să fie preot, dacă e preot, el să-și facă datoria, să nu umbli cu șmecherii, să nu umbli chestii, dar să-și facă datorie cinstit ca orice profesionist. Preoții azi nu sunt preoți, dar sunt businessmani. Asta e, că avem să fie o școală adevărată de preoți, o școală adevărată de învățători și specialiști.